Pentru că în comentarii am văzut că nu vreți să spuneți cine este interimarul și ministra în amantlâc adânc. Astăzi m-am gândit, așa, ca de început, să vă mai dau două indicii. Stați să ne știți, nu vom vorbi despre asta. Vă dau două indicii și vă las să scrieți din nou în comentarii. Indiciul numărul 1. Credeți că poți să faci amor nebun cu trabucul în mână? Ha? Și indiciul numărul 2. Cum cucerești o ministră atâta timp cât tu ești un mutălău care nu știe să lege două cuvinte? Bine, doar dacă sunt scrise de altcineva sau de inteligență artificială. Ei, după aceste două indicii, ar trebui să știți, nu? Chiar sunt curios dacă ghiciți. Și acum să intrăm în subiect. Ce spuneți? Astăzi o să vreau să mă adresez în mare parte persoanelor care nu sunt atât de dotate intelectual și asta se arată prin comentariile pe care le lasă la, bineînțeles, multe postări. Persoane care nu numai mint și contrazic legea și adevărul, dar vor să ne facă o altă realitate și să ne-o impună și să ne-o arate cum că acela este adevărul. Exact cum fac politicienii, mincinoși și mai nou și presa. Și vreau să pornesc de la faptul că s-a creat un precedent în România. Un precedent de anul trecut, iar acum o să vă citesc un articol de anul acesta. Să vedeți că nimeni nu poate să garanteze același număr de posturi și același tip de contract atunci când se desfințează instituții și se înființează altele. Nimeni nu poate să garanteze, chiar dacă unii vă bat pe umăr și vă liniștesc, nu, că tu o să fii, că tu o să ai contract. Nimeni nu poate să vă garanteze, nici măcar ministrul. Nici măcar ministrul. Și acum haideți să citim de pe indiscret.ro din Craiova, Oltenia. Craiova, un alt fel de festival. Blitzkrieg cultural. Blitzkrieg este atunci când intri la război. Despre război este vorba. Când te duci, ai dat lovitura, ai câștigat și ai plecat. Deci nu stai mult. În 24 de ore, 48 de ore se întâmplă asta. Ca să nu simtă nimeni. Să n-aibă timp să reacționeze. Asta înseamnă. Anunțată deja de câteva luni, prin așa zisa ordonanța austerității, reorganizarea instituțiilor de cultură din Craiova provoacă scandal printre artiști. Asta după ce primele măsuri de reorganizare comasare au aterizat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Municipal din 18 decembrie, ultima din acest an. Vedeți? Unul dintre proiectele de hotărâre prevede, printre altele, absorpția Casei de Cultură Traian Demetrescu și a ansamblului folcloric Maria Tănase de către Teatrul Colibri, la pachet cu rezilierea, asta se va întâmpla și la opere și Nerimea Română, contractelor de management a celor doi directori a instituției absorbite, rămase fără obiect. În focul comasării din organigramă dispar nu numai posturile de director, ci și departamente întregi, precum întreaga secția de dansuri de la Maria Tănase. Mai bine de jumătate dintre angajații ansamblului, 33 din 61, ar urma să-și piardă locul de muncă, 24 dintre cei vizați fiind dansatori. Măsura a produs consternare printre artiști care se așteptau la o reducere cu 15% a organigramei, nu la concedierea a jumătate din personal. Un alt proiect de hotărâre, cel privind reorganizarea Filarmonicii Oltenia, a produs la rândul său rumoare un amendament inițiat de consilierul local Ionuț Pârvulescu, propunând nici mai mult, nici mai puțin decât desfințarea corului instituției. Și aici, după cum v-am zis, Luca Turcan a reacționat. Uitați, vă pun de nou pe ecran acum și a trimis memorandum doamnei Olguța Vasilescu, PSD, primarul Craiovei. Deci se pare că precedentul a fost creat, nu? La Craiova s-a întâmplat, fiindcă alt articol din 2024, de acum din martie, spune că s-a adoptat și se face treaba aceasta. Așa că, dragilor care susțineți comasarea Operei Naționale cu Tinerimea Română, gândiți-vă la realitate. V-am zis, lăsați păcălerile cu bani și cu contracte, pentru că ele vă vor dezamăgi și oamenii aceia vă vor dezamăgi, să știți. Se va desfința, scrie în hotărârea de guvern. Dacă nu, cumva se va schimba. Și mai departe, în primul rând, o să vă zic în felul următor. Acolo, domnul Daniel Jinga, în comunicatul de presă, dar și liderul de sindicat, de care am vorbit ieri, în comunicatul în limba engleză, scris probabil cu inteligență artificială, într-o engleză britanică, foarte British, așa, dădeau acolo o serie de exemple, o enumerare de teatre care s-au unit și care și-au schimbat numele. Din toate acele teatre,
în primul rând pe internet, pe tot internetul, cu toate paginile Google-ului, n-am găsit absolut nimic, în afară de unul singur. Royal Opera House, care și-a schimbat numele anul acesta și din toamna aceasta, din această stagiune 2024-2025, va avea un alt nume. Și mai exact, va avea numele The Royal Ballet and Opera. De ce? Păi, uitați, aici este articolul în limba engleză, oficial, ok? The Royal Opera House is changing its name to the Royal Ballet and Opera to reflect its third-class companies. The art clarity is home to the Royal Opera and the Royal Ballet and said its current name described to the place in which it works, not what it was. Ok, ăsta e în limba engleză. Eu l-am tradus și acum o să vă citesc, fiindcă oamenii aceștia au mințit. În primul rând, au mințit prin faptul că au comparat această unire a operei naționale cu Tineria Română, desfințare, bineînțeles, și apoi unire, cu ceea ce se întâmplă la alte teatre. Și în legătură cu alte teatre nu este adevărat, doar cu acesta, din Londra. Că se unesc două chestii care deja există și se unesc două chestiuni de același nivel și de același statut. Opera cu baletul, clasic cu clasic. Ok? Și acum haideți să citim în limba română ca să ne lămurim, da? Royal Opera House își schimbă numele. Organizația Caritate pentru Arte spune că va deveni Baletul Regal și Opera din septembrie. Da, uitați, este postat în 2 mai 2024. Royal Opera House își schimbă numele în Royal Ballet și Opera pentru a reflecta cele două companii de clasă mondială. Organizația de Caritate pentru Arte găzduiește Opera Regală și Baletul Regal. Deci deja ele sunt găzduite în aceeași instituție, în aceeași clădire, ok? Ele deja funcționează sub aceeași egidă. Deci Organizația de Caritate pentru Arte găzduiește Opera Regală și Baletul Regal și a spus că numele său actual descrie locul în care au lucrat, nu ceea ce era. Ok? Deci ele sunt în aceeași instituție și fac aceeași chestiune, da? Doar că se numeau diferit, pur și simplu. S-a spus, întregul este întotdeauna mai mult decât suma părților, putem fi o casă, dar 3/4 din publicul nostru experimentează ceea ce facem în afara acestei clădiri. Vorbim pentru ziarul The Times, directorul executiv Royal Opera House, Alex Beard, a spus că cercetările efectuate de organizația de caritate anul trecut au descoperit că foarte puțini oameni știau că Baletul Regal are legătură cu Royal Opera House. Deci, practic, ele funcționau în aceeași clădire, dar pentru simplu fapt că se numea Royal Opera House, adică opera regală, ei nu credeau că e și baletul acolo. În 2022, veniturile Royal Opera House s-au revenit la nivelurile pre-COVID-2019, deoarece organizația de caritate a avut un venit de 132,7 milioane de lire sterline pentru exercițiul financiar încheiat la 31 august. Costurile de funcționare ale clădirii Royal Opera House au crescut de la 22 de milioane de lire sterline la 16 milioane de lire sterline în 5 ani din cauza creșterilor mari ale facturilor la energie. Bird a spus, aducerea baletului în numele nostru este de mult așteptată. The Royal Ballet și The Royal Opera au cântat sub același acoperiș din 1946, exact ce v-am zis, și ambele companii se bucură acum de proeminența pe care o merită pe bună dreptate. Baletul Regal și Opera se confruntă cu viitorul cu încredere și sprijinul la peste 23.000 de prieteni, patroni, susținători și parteneri de afaceri. Prin generozitatea și sprijinul lor dedicat artei și companiilor noastre, suntem capabili să aprindem pasiuni și să inspirăm imaginații cu artă de talie mondială, creând experiențe transformatoare pentru publicul vechi și publicul nou. Schimbarea numelui va fi implementată pentru începutul sezonului 2024-2025, după cum vă spuneam, al Royal Opera House, care începe în septembrie. Deci, dragilor, aici nu s-a desființat nimic și nu s-a înființat nimic. S-au unit două companii care oricum funcționau sub aceeași clădire. Ok? Deci era oricum o companie, doar că acum vor să bage și baletul în denumire ca să se recunoască importanța acestuia. Da? Și acum să mergem mai departe. Fiindcă am zis că vorbim de proști, acest clip este dedicat, nu proștilor, mă scuzați, oamenilor mai puțin dotați intelectual. Eu acum o să vă citesc ceva interesant și în primul rând că o să vă pun pe ecran de la ce a pornit, de la o minciună pusă pe pagina Sindicatului Orchestrei Operei Naționale București și acum o vedeți pe ecran. Iar cineva a întrebat un sindicat dacă oamenii aceia mint sau dacă au dreptate, fiindcă toți suntem consternați de ceea ce scriu ei acolo și de ceea ce scriu ei în comentarii. Eu acum nu o să vă pun pe imagini cu cine s-a discutat și persoana, pentru că este o discuție confidențială, dar răspunsul este unul de natură legală și trebuie să-l ascultați. Ok? Deci este răspuns la ceea ce vedeți voi acum
pe ecran și spune așa: HG-ul este foarte clar, cele două instituții se desființează, după cum vă spuneam și eu, și apoi se înființează una nouă. Exact, scrie și în HG. Aceasta înseamnă că se formează o nouă persoană juridică cu un nou cod fiscal, cu altă denumire, cu altă identitate și cu un nou obiect de activitate. De exemplu, la ITM nu mai are cum să fie înregistrat vechiul contract colectiv de muncă, ceea ce înseamnă că se pierd toate drepturile actuale, inclusiv sporul de 15% pentru condiții de muncă, zile de concediu și așa mai departe. Pentru noul spor trebuie negociat și încheiat un nou contract colectiv de muncă după cel puțin 6 luni, un an, cât durează în instanță noua confirmare a hotărârii de reprezentativitate a sindicatului din partea căruia vorbește această persoană. În plus, trebuie făcute noi determinări de noxe, noi concursuri de angajare sau angajări pe contract individual de muncă pe perioadă determinată. Exact ce vă spuneam și eu, fraților, în continuu. Avocații noștri au notificat Ministerul Muncii și au explicat cu toate argumentele nelegalitatea desființării operaționale București prin comasare, mai ales că nu se încadrează în prevederile legale, deoarece nicio instituție din cele două nu are sub 50 de angajați. Și exemplele pot continua. Deci, practic, Sindicatul Operei Naționale București minte în toate postările și noi toți știm că minte și eu cred că și ei știu că mint. Doar că au intrat atât de mult în aceste mreje ale promisiunilor și ale finanțărilor private, încât nu mai pot ieși acum. Problema este, dragilor, care susține acest sindicat, să știți că peste 90% din sindicatele din țara și din instituții susțin nedesfințarea și rămânerea la acest statut care este acum acelor două instituții, pentru că dacă prima scenă lirică a țării se desfințează și se unește, toate celelalte sunt în pericol. Toate, de la un capăt la altul. Și eu zic să vă mai gândiți bine pe cine susțineți, fiindcă aici nu susțineți două tabere, Jinga sau Ignat. Aici susțineți Jinga sau cultura. Și voi alegeți, înțelegeți? Și acum, de final, vreau să vă zic o chestie. Doar am aflat că, de la surse, că unii oameni, în frunte cu o persoană importantă care este subiectul acestei chestiuni, ar căra sacoșe de hârtii din biroul managerului. Nu știu dacă e adevărat, o luăm cu semnul întrebării toată această informație, doar că, dacă sunteți pe acolo, aruncați și voi un ochi, poate și voi poze, să existe dovezi în caz de se încearcă o treabă din asta securistoidă de distrugere a unor documente. Nu știu, este o informație. Presupunem, nu dăm vina pe nimeni. Poate e așa, poate nu e așa, dar s-a mai încercat treaba asta. Nu uitați. Pa!